Tristan. Good luck, Tristan. Good luck, Andrew. Good luck, Andrew. Good luck, Andrew. I love you, Andrew. How are you feeling? You are okay? God bless you, Andrew. I just want to say that the judges today made the right decision. I respect what they've done for me, and they will be vindicated in their decision because I'm an innocent man and I can't wait to prove it. Love you, Andrew. Love you, guys. Karim, bro. Top G. Love you. We love you. Om na avocato declaratie. We love you. Ne urăm instrucțiile. Continuăm sperat și ne-am așteptat la această decizie. Vorbiți mai tare. În continuu am așteptat și ne-am rugat pentru această decizie. Mi se pare o decizie legală, temeinică și corectă. Cam atât avem de spus la acest moment. Care să faci următoare? Exact ce au voie și ce nu au voie să facă băieții în perioada. Deocamdată ca interdicție este să ia legătura cu celelalte părți din dosar, cu martorii din dosar și să nu părăsească domiciliul fără încuvințarea organelor judiciare. Cam atât. Nu avem motivarea deciziei, motiv pentru care nu știm dacă există și alte interdicții. Potrivit unor surse, da. Domnule avocat, vor urma și alte audieri în perioada imediat următoare? Nu vorbim despre asta. Mergem acasă. Andrew. When I was in jail, I focused on doing push-ups and reading the Quran. And when I am home, I will focus on doing push-ups and reading the Quran. Mashallah. Long live the Top G. 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 Andrew, let me shake your hand, please. Hands are full, my friend. Oh, sorry. I respect you. Thanks. Thank you very much, man. I wish all the best for you, D. Alin? Da. Spate. What was the time of spent in the jail, Andrew? How was it like in jail? Or sit in jail. Allah's way.